Disperați să facă rost de bani, sute de români cad anual victimele instituțiilor financiare nebancare. Sumele pe care trebuie să le returneze sunt uriașe, iar firmele de creanțe apelează la hărțuire pentru a-și recupera banii. Numai anul trecut, peste 800 de români au depus plângeri la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului împotriva IFN-urilor. La aproape 400.000 de lei s-a ridicat suma recuperată de victimele IFN-urilor în 2016. Dobânzile anuale efective ale creditelor rapide ajung chiar și la 7.700%. Împrumuturile se acordă de obicei pe perioade scurte de 30-45 de zile, iar dobânzile sunt calculate la zi. Ajunge să-ți ia absolut tot. Adică pur și simplu este cămătarul străzii transformat în instituție financiară non-bancară cu mult mai multe drepturi și cu mult mai multe privilegii date curăța într-un cuvânt de tot. Olivia Banu ajungea să plătească penalități de 150 de euro pe zi, adică avea o rată lunară de 6.000 de euro. Nu e ușor peste noapte să rămâi fără absolut nimic. De exemplu, un client care se împrumută 1.000 de lei va trebui să returneze peste o lună în funcție de instituție de la 1.200 de lei până la 1.600 de lei, cu 300 de lei mai mult decât dacă ar alege un împrumut obișnuit la o bancă. În prezent există un proiect de lege depus la Parlament de către senatorul Daniel Zamfir care vizează limitarea dobânzii penalizatoare a IFN-urilor. Cu alte cuvinte, se pot stopa sumele aberante pe care le au de plătit debitorii. Tocmai anticipând că aceste abuzuri pot continua, am stipulat de asemenea ca contractul propriu-zis să nu mai aibă caracter de titlu executoriu pentru a putea executa pe persoana respectivă și a ajunge să îi se pună poprire pe venituri, trebuie să se ajungă la un judecător. Analiștii financiari spun că vecinii bulgari au adoptat o astfel de lege încă din 2014. Banca Națională a Bulgariei a dat o lege în care limitează dobânda anuală efectivă în cazul IFN-urilor la maxim 50%. Acum și acolo au găsit portițe, să spun așa, să mărească dobânda anuală efectivă prin introducerea acestor comisioane în asigurări. Există și forme de combatere a acestor tipuri de contracte mincinoase, iar termenii sunt prevăzuți prin litera legii și prin Autoritatea pentru Protecția Consumatorului. Ceea ce se întâmplă acolo e nimic altceva decât infracțiunea de exploatare a stării de vulnerabilitate a unui debitor. Asta este infracțiune. Este prevăzută, ca să fie clar, persoana juridică poate să fie acuzată penal de această infracțiune. Inclusiv ANPC-ul apără drepturile consumatorilor și îndeamnă pe cei păgubiți să facă plângeri. Au fost aplicate un cuantum de 337.000 de lei sancțiuni. S-au dat de asemenea măsuri de aducere la conformitate a contractelor într-un termen de maxim 15 zile, precum și restituirea sumelor încasate fără temei legale. Specialiștii recomandă prudență și citirea cu mare atenție a contractelor.